Din învățăturile Sfântului Părinte Porfirie Cafsocalevitul despre cei care cârtesc și se împotrivesc lui Dumnezeu. Spune înțeleptul Solomon că Hristos se lasă găsit celor ce nu-L ispitesc pe El. Înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2. Ispititorii lui Dumnezeu sunt cei ce se îndoiesc, ezită sau încă și mai rău, se împotrivesc a tot puterniciei și a tot înțelepciunii lui. Sufletul nostru nu trebuie să se împotrivească zicând, de ce a făcut Dumnezeu asta așa? De ce pe cealaltă altfel? Nu putea să facă altcumva? Toate aceste întrebări dovedesc o miicime de suflet și o împotrivire lăuntrică. Ele arată părerea înaltă ce avem despre noi înșine, mândria și marea noastră iubire de sine. Aceste de ce îl chinuiesc mult pe om, dând naștere la ceea ce lumea numește complexe. De pildă, de ce să fiu foarte înalt sau invers, foarte scund? Și se roagă cineva și face privegheri și se roagă, dar se împlinește tocmai contrariul și suferă și se răzvrătește fără folos. În vreme ce cu Hristos, cu Harul lui Dumnezeu, toate acestea pleacă, există acest ceva rău în adâncul nostru, adică de ce există înăuntru nostru, dar Harul lui Dumnezeu îl adumbrește pe om și deși rădăcina este un complex, la suprafață răsare un trandafir cu flori frumoase și cu cât este udat cu credință, cu iubire, cu răbdare, cu smerenie, cu atâta încetează să aibă putere răul, încetează să existe. Adică nu dispare, dar se veștejește. Cu cât nu este udat, trandafirul se veștejește, se usucă, se pierde și îndată răsar spinii. Îl ispitim pe Dumnezeu și atunci când cerem ceva de la El, dar viața noastră este departe de Dumnezeu. Îl ispitim așadar când cerem ceva, dar viața noastră nu este potrivită cu voia Lui, adică e plină de lucruri potrivnice lui Dumnezeu. Pe de o parte chinuri, păcate, frământări, iar pe de altă, cealaltă parte îl rugăm. Nu deveniți sfinți vânând răul, lăsați răul, să priviți la Hristos și El vă va mântui. Ceea ce îl face sfânt pe om este iubirea, slăvirea lui Hristos, care nu se poate spune în cuvinte, nu se poate, nu se poate. Și omul se străduiește să facă nevoințe, să facă astfel de lucruri și să se istovească pe sine pentru iubirea lui Dumnezeu. Niciun ascet nu s-a sfințit fără nevoințe. Nimeni n-a putut să ajungă la duhovnicie fără să se nevoiască. Trebuie să fie nevoințe. Nevoință sunt metaniile, privegherile, dar fără forțare. Toate să se facă cu bucurie. Nu atât metaniile pe care le vom face, nu atât rugăciunile, ci dăruirea, dragostea pentru Hristos, pentru cele duhovnicești. Sunt mulți care le fac pe acestea nu pentru Dumnezeu, ci pentru asceză, pentru folosul trupesc. Însă oamenii duhovnicești o fac pentru folosul sufletesc, pentru Dumnezeu.
dar prin aceasta se folosește mult și trupul, nu se îmbolnăvește. Vin și multe bunătăți. Între nevoințe, metanii, privegheri și celelalte rele pătimiri, se află și postul. Pântecele gras nu naște minte subțire, spune Părintele Porfirie, eu știu asta de la părinți. Toate cărțile patristice vorbesc despre post. Părinții stăruie să nu ne hrănim cu mâncăruri greu digerabile sau grase, căci ele fac rău și trupului, dar și sufletului. Ei spun că oița mănâncă numai ierburile pământului și este atât de liniștită, în vreme ce câinele, pisica și toate celelalte carnivore sunt animale sălbatice. Carnea face rău omului, fac bine ierburile, fructele. Pentru aceasta Sfinții Părinți vorbesc despre post și osândesc multa mâncare și plăcerea pe care o simte cineva din mâncărurile cele bogate. Să fie mai simple mâncărurile noastre, să nu ne îngrijim așa de mult de ele. Nu mâncarea, nu traiul bun asigură sănătatea, ci viața sfântă, viața lui Hristos. Cunosc nevoitori care posteau mult și nu au avut nicio boală. Nimeni nu s-a îmbolnăvit din pricina postului. Mai mult se îmbolnăvesc cei ce se hrănesc cu cărnuri și ouă și lapte decât cei cu un regim frugal. S-a observat asta. Chiar și știința medicală spune asta acum. Postitorii postesc și nu pățesc nimic. Nu numai că nu pățesc, dar se și vindecă de boli. Însă, ca să le faceți pe acestea, trebuie să aveți credință. Altfel vă ia amețeala. Postul ține și de credință. Nu vă face rău postul atunci când vă digerați bine mâncarea. Nevoitorii transformă aerul în albumină și nu sunt afectați de post. Când aveți dragoste de cele dumnezeiești, puteți posti cu mulțumire și toate sunt ușoare. Altfel, par un munte. Cei ce și-au dăruit inima lui Hristos și spun rugăciunea cu iubire fierbinte, au devenit stăpâni și au biruit lăcomia pântecelui și neînfrânarea. Sarea este necesară organismului uman. Există un zvon că sarea ar face rău. Nu-i corect. Este un element necesar și chiar sunt unii care au mare nevoie de ea. Alții n-au nevoie, iar altora le face rău. Este o problemă de structura organismului. E nevoie de examen microbiologic. Cum trebuie să trăim? Trebuie să trăim cu tăcere, cu rugăciunea minții, cu asceză, cu ascultare. Trebuie să murim pentru toate ca să trăim în Hristos. O singură grijă să avem. Cum să-i plăcem lui Dumnezeu, cum să-i slujim lui Dumnezeu, cum să se slăvească numele lui Dumnezeu prin noi. Așa ne putem afla pe pământ, dar să călătorim printre stele în nemărginire, să trăim cu mintea în Dumnezeu în cer, căci așa vom trăi o viață prea minunată, o viață îngerească. Și cu adevărat este îngerească. Întregul secret este rugăciunea.
dăruirea, iubirea către Hristos. Trebuie să ne îndulcim de rugăciune, să fim atrași de iubirea dumnezeiască. Bucuria noastră este să pătrundem în iubirea lui Dumnezeu, în biserică, în Hristos, în Sfânta Trăime. Să ne unim cu Hristos, să ne tresalte inima, să ne umplem de har. Hristos este bucuria noastră, este însuflețire, este nădejde, este iubire. Ce să vă spun, zice Părintele Porfirie, eu prin harul lui Dumnezeu, când m-am dus acolo, în Sfântul Munte, ce viață, ce iubire, ce evlavie, ce înflăcărare, ce ascultare, ce rugăciune, cum trăiam, ce zâmbet, ce iubire. Măi, măi, ce viețuire cerească! Nevoitorul care se duce în pustie le jerfește pe toate, până și odihna sa, și ajunge să dobândească acel chip de a simți harul lui Dumnezeu, ajunge să se afle în dragostea lui Hristos, în brațele lui Hristos, să se unească, să simtă tovărășia lui Dumnezeu, unirea sa cu Dumnezeu, să devină una cu ceilalți precum Sfânta Trăime, precum cele trei persoane ale Sfintei Trăimi, care sunt una. Astfel, părăsește această lume nedeznădăjduind. Șade acolo în pustie, se chinuiește, dar nu pleacă deznădăjduit. Pleacă foarte mângâiat și într-o adevărată întovărășire. Tovărășia sa este întreaga natură, animalele și păsările, dar și toți sfinții, mucenicii și îngerii. Și mai ales, tovărășia lui sunt Preasfânta Fecioară și Fiul ei. Extrase din cartea Ne vorbește Părintele Porfirie, Viața și Cuvintele, traducere din limba greacă de eromonah Evlogie Munteanu, carte tipărită cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, editura Carte Ortodoxă, editura Egumenița. Pentru rugăciunile Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Porfirie, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.